aici avem copilul numărul 1, care este cel mai cuminte copil, da? Copilul numărul 2, care este foarte rău. Da? Are perioade așa. Cele mai rele perioade. Și copilul numărul 3, care sunt, da? Amândoi sunt cam la fel, da? Acompaniază, ba unul, ba altul, în funcție de și cum... Și noi? Și noi aici... A, așa, cu ziua, părând, da? O zi, unul, o zi altul. Și aici are un băiat cu minte. Faceți cunoștință cu Eva, Anastasia, Vladimir și Adrian. Sunt frați născuți în decembrie anul trecut la o maternitate din București. Monica și Elvis le sunt părinți și Dumnezeu i-a binecuvântat cu 4 copii odată, după o inseminare artificială făcută la o clinică din Ungaria. Tatălui nici acum nu-i vine să creadă. Primele 2 zile au fost mai grele, pentru că am vrut să nu fie un șoc, adică mi se părea schimbarea de acolo, din mediu la unde era un mediu de spital și un mediu de casă. Adică a fost... mi era să nu se întâmple ceva la momentul ăla. Dar, mulțumim Dumnezeu, în câteva zile ne-am adunat toți, ne-am mobilizat cu toții, părinți, apropiați, frați și... Toată lumea are și duce aportul și ajutorul către familia noastră în momentele astea. Ieri, la 5 luni de viață, părinții au organizat botezul quadrupleților. Da, uite! Ce mămică! Ai? Cine? Frumoasă, ce străbunica? Străbunica, mamă! O zi, nu știu când e dimineață, nu știu când e seară. E minunat, deci e greu, nu pot să spun că e ușor, e greu. Avem ajutor de la bunici, avem și o doamnă care ne ajută, dar e foarte frumos, avem noroc că avem niște copii cuminței, destul de cuminței față de alți copilași. Acum, în loc de un copil, familia Ciucioi are 4, cumpără de 4 ori mai multe din fiecare. Este al doilea caz în Europa în care sunt în mod egal 2 fete și 2 băieți. Întrebat despre al 5-lea, tatăl copiilor nu neagă că ar mai vrea.